30 mai 2018, convocat prin instrucția primarului 117 și a 2018. Suntem în prezența majorității consilierilor locali. Ședința își poate desfășura lucrările fiind legat constituită. Înainte de a alege președinte ședința, aș vrea să vă supun pe aprobare procesul verbal al ședinței din 18 aprilie 2018. Cine este pentru procesul verbal în forma care am prezentat-o? Împotrivă? Dacă de cineva? Pentru buna desfășurare a lucrurilor ședinților, v-aș vrea să faceți propunerea pentru alegerea unui președinte din ședință. Domnul Niță? Propun ca președinte din ședință de doamna consilieră Chiria Panica. Alte propuneri sunt? Cine este pentru propunerea domnului Niță, dacă doamna Chiria? Împotrivă? Doamna Anita, vă dorim succes. Deschidem ședința de astăzi, 30.05.2018, cu următoarele puncte. Următoarele proiecte. Proiectul numărul 1 de hotărâre privind decontarea ca călătorie prin mijloacele de transport al cadrelor didactice pe luna aprilie 2018. Îi spun toate și după aia, da? Da. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și de reprezentare în instanță cu cabinet de avocat. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. 5. Raport de activitate. 5. Raport de activitate cu planament urbanism și amenajarea teritoriului. Iar 6. Diverse. Cine este pentru? Supun. Îi spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul primar, pentru punctul 1, proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei prin mijloacele de transport al cadrelor didactice în aprilie 2018. La primul punct, la ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind transformarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială de educație pe luna aprilie 2018. Da. Având în vedere dispozițiile legii 215/2001 cu modificări și completări ulterioare, se propune următorul proiect de hotărâre. Articolul 1 se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Sprogate în aprilie, în sumă de 2358 de lei. În ședința pe comisii, dumneavoastră ați aprobat autoritate și ați consultat, având în vedere și raportul de avizare a comisiei. În spatele proiectului hotărâri avem toată justificarea privind cererea personalului didactic cu bonuri de transport sau pe kilometru, pe suta de kilometri pentru cei care au solicitat sumele de contare și care și-au făcut deplasarea la școală și de la școală cu mizvrațile proprietate personală. Aici, dacă vreți să discutați pe marginea proiectului, le-am aprobat. Discute cineva sau? Supunem la vot? Cine e pentru? Domnul Profesor. Sunt de acord cu decontarea cheltuielilor, atât pe mijloace de transport în comun sau microbuze și sunt și cu mașini de proprietate personală pentru bună desfășurare a învățământului în comuna noastră. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Eu mă abțin. Să fie ceva? Mulțumim.
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat. La al doilea proiect de ordine de zi, noi l-am mai avut în dezbatere și în ședința anterioară. Revenim, pentru că atunci nu s-a avut un proiect cadru de anexat. Acum avem și un contract cadru de asistență juridică. Proiectul hotărâre privind achiziționarea serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor UATS Bulgaria. La articolul 1 se aprobă încheierea unui contract de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor UATS Bulgaria, conform anexului care face parte integrată de proiectul hotărârii. Se împuternicește primarul comunei să semneze și pentru și în numele comunii contractul de asistență juridică și împuternicire avocațială. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la întreținerea prezentei lucrări vor fi suportate la bugetul evenimentului și cheltuielile ale comunii. În spate avem și expunerea de motive pe care am prezentat-o și în comisie, precum și raportul de avizare. Aici are cineva discuții? Eu aș avea două puncte scurte. Unul, domnule primar, și referitor la planul specialitate, dacă aveți pe cineva care are studii juridice în compartimentul de specialitate. Și doilea, am venit să mă dați domnul secretar, când, după ce se semnează contractul, să-mi puneți la dispoziție copii la contractul acesta. Mai este cineva? Acum, orice contract care se încheie, normal, este un contract care e la vedere, nu se fac afaceri în mediul privat. El se poate vedea și verifica de oricare. Contractul de care noi vorbim se face doar la nevoie. Nu este un contract pentru prestări servicii încheiat pe durata unui an sau pe acțiuni în instanță. Dacă noi absolvăm o acțiune în instanță, mergem pe TSA, vedem un avocat, vedem prețul care îi sunt, și atunci o să ne îndreptăm spre cei care, așa cum scrie și în legea achizițiilor publice, care sunt la îndemâna, care sunt la prețurile cele mai avantajoase, cele mai mici, regulă așa să vorbește la achiziții. S-a vorbit pe comisii, dacă noi îl angajăm și o să vină să ne presteze ore săptămânal sau pe parcursul întregului an. Nu. Deci, pe acțiune în instanță. Dacă o să fie o problemă și avem nevoie de ceva, de un avocat care se merge, atunci am vrut să avem o hotărâre prin care să putem să achiziționăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu am răspuns la întrebarea cu studiile. Domnul Cadertar poate spune dacă în cadrul aparatului de specialitate, adică mai de-a dreptul, dacă angajații care sunt al primăriei au studii juridice, deci dacă au studii juridice, și se poate fi delegați care se reprezinte într-un proces în care se la pe interesul OAT-ului. Eu nu știu dacă am așa ceva în cadrul aparatului de specialitate. Eu știu ce vrea să zică domnul Manga. Într-adevăr, legea 215 reprezentantul legal e primarul și poate dânsul sau poate împuternice o persoană să reprezinte interesele de distanță. Noi, în cadrul OAT-ului Bulgar, nu avem personal de specialitate în compartimentul abilitar. Și chiar dacă ar fi fost, vă spun că tot această soluție se lua. Pentru că volumul este atât de mare de lucru, cred că cu toții știți ce face secretarul de o comună și nu asta mai lipsește să mă duc să mai plătesc anumite lucruri la afară. Iar noi acum, în locul la care suntem, suntem din poziția, am explicat și el și ține ce am explicat, din poziția de învingător suntem acum.
Deci putem și este păcat să nu facem ce trebuie. Să nu fructificăm. Ați înțeles, da? Dar răspunsul ăsta este, nu avem un argument la limitat, ci oamenii cu studii juridice. Dar degeaba ai studii juridice, trebuie să fii în barou, deci trebuie să fii acreditat și abilitat, că degeaba ai facultatea de drept, dar nu poți să-ți exerciți profesia. Profesia se exercită în baza unui, ați înțeles, unor competențe care sunt atestate de către o din brațul, ori un colegiu, ori un barou, ori un ați înțeles, dacă vreți să răspunzi, profesional. Deci, o să zic repetiții, trebuie să singur, domnule, dacă ești capabil. Da. Dar s-ar putea să zic judecătorul, nu acum de fond. Da. Cea mai bine. Nu, dar în instanță ei au interesul ca să-și pună avocații lor. Chiar dacă tu ești student de drept și le dai replici, și doamne, îți spune uneori și din oficiu. Trimite la articol. Da. Și care nu-l știu. Da. Al treilea proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. La proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local pe 2018, la articolul 1, proiectul de hotărâre prevede rectificarea bugetului local pe anul 2018 cu suma de 20.000 de lei. Rectificarea bugetului se face pentru echilibrarea bugetului, subvenții de la alte bugete, toate astea au ca scop echilibrarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 pentru a desfășura acțiunile propuse, începerea de lucrări de investiții și continuarea celor deja începute. Necesitatea este de a rectifica pentru 20.000 de lei. V-am spus pe comisii, este nevoie ca să ne plătim lemnele de foc pentru școli, că dacă noi nu ne luăm lemnele de foc acum, ca să fim pregătiți la intrarea în iarnă, adică să avem lemnele deja uscate, ca centrale să funcționeze, să încălzim școlile și sălile de clasă în timp optim, pentru că știm fiecare dintre noi că dacă îi facem focul la sobă cu lemne verzi, niciodată nu se vede căldură în casă. Efectiv, același lucru se poate întâmpla și la școală. Adică să fim pregătiți cu combustibilul pentru solid, pentru perioada de iarnă, anul școlar 2018-2019. Mai sunt discuți cu proiectul ăsta? Dacă nu sunt discuții, da, spunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. Acum, dumneavoastră știți că taxele și nivelul taxelor și pentru impozit și alte taxe speciale pentru anul 2018 s-a discutat în comisii, pe ședința Consiliului Local și din luna mai și din luna decembrie am trecut. Legea spune că se poate prezenta un proiect de hotărâre pentru stabilirea taxelor și impozitelor în luna mai sau decembrie. Acum noi facem în mai. E posibil ca până în decembrie să mai vină ceva modificări la codul fiscal și atunci o să fie nevoit să mai revizim hotărârea Consiliului Local. Ce s-a făcut ca și modificări pe taxe și impozite? Sunt toate la fel, așa cum am stabilit noi și cu taxa aia, și cu bonificația, și cu taxele care le-am micșorat atunci pentru, în decembrie, distanță mare, ține minte, și la taxa pentru munți sau pentru praznice, așa. Singura taxă care s-a majorat față de anul trecut este taxa specială la salubritate. Adică, dacă acolo s-a plătit 4-0
7 lei, acum mai 4. 7. Și apoi 47. Era 407, acum e 47. Și acum e 47. Deci ar fi chestia de 10 bani în plus. E un plan de evoluție și în funcție, probabil, la evoluție și de rata de inflație, dar oricum, deci la taxa de salubritate pe persoană a fost 407 și acum e 417. E vorba de 10 bani pe acest lucru. Da, da. Discuții sunt? Taxa pe terenul, știți cum e, pe zone, ca să vă aduc aminte, e pe zone și pe ranguri. Noi avem 3 zone pe raza localității ABC, care au zona centrală, P-ul, sunt satele care sunt apropiate de zona centrală și C-ul sunt atunci cele mai la distanță, în speță Cetățuia și Răchitișul, care sunt mai la distanță de centru și mai de infrastructură. Avem două ranguri, rangul 4 și rangul 5. La rangul 5, cum este pe majoritatea localității, coeficientul de corecție e 0, e 1,00. La rangul 4, e vorba de la centrală, e 1,10%. Deci, cei care sunt în zona centrală, coeficientul de corecție e 1,0. Nu e așa, domnul? Da, așa este. Important. Nu sunt modificări. Singura modificare e casa salubritate. În rest, au rămas aceleași dări care trebuie să vedem oameni, cum avea și în 2018. Ca și taxe pe categorii de folosință. Terenul cu construcții 31 de lei, terenul arabil 46 de lei, pășunea 24, pâneața 24, vie pe rol 52, livadă 52, pădure 14, drumuri, căi ferate, astea rămân în sarcina noastră administrație, teren cu apă, adică ne trebuie 4 lei. Taxele nu sunt mari, numai că cei care și le plătesc la timp și le plătesc exact la nivelul celor stipulate aici și pentru cei care le plătesc în termenul stabilit de lege până la 31 martie, au și primești o modificație de 10%, așa cum am stabilit noi și care credem că rămânem la același nivel de 10% pentru modificație. Pentru cei care construiesc, plătesc o taxă cuprinsă între 6 lei și 14 lei. Deci certificatul de urbanism că e 14 lei de regulă, că se duce până între 700-800 de metri pătrați, 1000 de metri pătrați. Și dacă depășesc 1000 de metri pătrați, suprafață care e ocupată de curs construcției, vor plăti mai multe pentru certificat de urbanism, cu 10% pentru ce depășește 100 de metri pătrați. Este 1000 de metri. Ce e mai scump la noi, e autorizația de construcții, care în funcție de ce construiește fiecare, plătește în funcție de valoarea care o are stabilită de proiectant în devis. Și arhitectul a autorizat să facă. Acolo trebuie lângă, da, pe lângă taxa care i-a plătit pentru autorizația de construcție, el ne plătește în plus la arhitecți. Sunt două taxe acolo, parcă, nu? Plus la inspectoratul de stat în botul de primar. Deci, suma care o plătește pentru autorizație la primăria comunei, aceeași sumă plătește în două tranșe la inspectoratul de stat în construcții. Deci, acolo, normal, se duce cu devizii. Dar la noi, dacă se lucrează în regii proprii, omul se duce cu devizii lucrări și cu... Și atunci se merge pe aceeași sumă. Numai se plătește în două tranșe. La începutul construcției și la finalizarea construcției. Bineînțeles, și avizele care încercăm de le cerem noi, la nivelul comunii noastre. Ne fiind prea multe, nu au de plătit prea mult.
taxa pe mijloace de transport în... știți că e stabilit în funcție de capacitatea cilindrică. În cazul autoturismelor până la 1600 cm cub se plătește 9 lei de grupă, adică ai 1600 cm cub, împarți la 200, ai dat 8 grupe, 8 ori 9, 72. Deci un cetățean care are un Logan, să spunem, că ăla e până la 1600, sau oricare mașină până la 1600, plătește 72 de lei pe un an de zile. Între 1600 și 2000 de centimetri cub, care au mașini mai puternice, da? Se dublează suma, e 18 lei pe grupă. 2000 de centimetri împărțit la 200, ca 10 grupii, ori 18 lei. Deci un cetățean care are o mașină de 1999 centimetri, va plăti 1880 lei taxă impozit pe mijloace de transport la primărie. Au fost cetățeni care au avut mașini mai... deci pentru 2000-2600, vă dați seama. Deci ai sărit de 2000, 72 de lei grupa. 2600 împărțit sunt 13 grupe, ori 72, se face o 9 milioane, 10 milioane. Nu mai vorbim peste 3.000 care se duce 144. Deci toate se duc, de acolo se duc peste cap, se dublează și... Bineînțeles că alta este suma pentru camioane care sunt mai mici, acolo în funcție de tone, dar care plătesc mai puțin la taxe și impozite, dar probabil pe partea cealaltă pe asigurări că robinetă și nu știu ce se duc mai... Am înțeles că robinetă pe unul de zile, spre exemplu, la un camion, e pe între 3.000 și 5.000 de lei. Deci e suficient de mare. Da. Mărești sunt aceleași taxe care noi le-am stabilit am trecut. Eu aș vrea să spun. Vă felicit pentru faptul că ați menținut taxele locale la același nivel ca și anul trecut, dar aș avea o mică rugăminte la Consiliul Local, fiind o taxă pentru anul viitor, legată de parazici, pentru că omul oricum face o comandă când face un parazic pentru decedați și pentru răposați, să fie numai 50 de lei. Adică, dacă sunteți de acord, v-aș propune să fie 50 de lei, pentru că oricum omul oricum face comandă. Și zic, da, nu, da, zic cu bani, cum mă trăie tot cu bani, activitățile fiecare care îi face să nu la fel, dar pentru bani ce v-aș propune să fie 50 lei. Bineînțeles, dar sunteți de acord. Adică, acum... Da, și cu condiția, altceva, cu condiția ca căminul, cum îl găsește curat, să fie la fel de curat. Deci omului când i-ai dat cheia, să fie curat, să-l găsești curat. Adică nu faci curățenie după el. Acum, sau curățenia 50 de lei. Eu vreau să vă spun următoarele chestii. Nu, că nu-i mult 100 de lei la un noi. Sau 50 lei. Poate fi și 0, dar vă spun următoarele chestii. Din banii care i-am adus strânși pe o nuntă, pe un praznic, nu știu ce, să știți, pe la fiecare praznic să strâng o farfurie, să strâng o lingură, să mai dispari dintre ele, să pune la pachet. Din catering-ul și vine toată lumea. Sunt care vin sunt care vin și își aduc de ale praznicului și se închirează vesela. Uite, spre exemplu, este la domnul Țimiraș, care e fostul Țimiraș, vine cu mâncarea lui și închirează vesela. Și vreau să vă zic, de fiecare dată se mai strică, că e sticlă. E și normal să strică. 50 lei, cât e farfurii poți să pun pe domnul Hanganu? Sunteți 10 farfurii. Mai mult. Ok? Mai mult. Domnule, 20. 20. Mai mult. Depinde de farfurii. Corect. Dacă vin cei. Da, că dacă este o farfurii mare întinsă sau un bol de sticlă, paharele se duc. Deci nu este problemă. Puteți să o faceți sub 10 lei. Dar da, adică, este la îndemâna fiecăruia zi. Totuși o pomană. Și pe banii ăștia noi, cu banii ăștia rămân în fondul cărbunii. Mai rămânem de la copă și punem la... Numai puțin. Banii rămân
Deci banii sunt în port separat pentru așa și ea se autofinanțează. Deci noi, cu cât avem mai mult bănuț, atât putem să-l vorbim, putem să mai reparăm o masă, să mai reparăm un scaun, să mai reparăm în față un perete sau... Ați văzut, acum i-am dat o văruială, în auto trebuie să-i facem o văruială cu omul, să-i dăm un var, o mână de var, pentru că omul vine și mai greșește, că așa este, să mai gândi un cafea, un tac, cu Coca-Cola. Da, mă rog. Supuneți, dar vorba nimeni, dar nu niciodată, acum... Crezi. Eu zic că... Nu, e 100 de... 100 de... Cu timpul dispar farfurii, nici cine mai cumpără. Dar tu nu înțelegi, metane, că cine închiriază farfurii, ia farfurii, nu le ții. Asta e treaba. Dar noi 47, o să fie la... Acum ai 407 de persoane. 10 bani. Și o să fie cu 10 bani. Adică să vă ajungi undeva la 5-50 în timp. În mediul lor. Cine-i pentru 100 de lei și cine-i pentru 50? Da. Puneți întâi pentru 100. Pentru 100. Cine-i pentru 100? Oricum modificare, amendamentul. Pentru 100, cine-i? Aici avem 10 din 11 pentru 100, da? Adică rămâne cu 100 de lei. Rămâne cu 100 de lei. Ce se mai întâmplă? Ce se mai întâmplă? Da. S-a vorbit și de la punctul 5, un raport, o informare, de fapt. Dar să supunem la vot și proiectul. Proiectul, da, să terminăm, da? Da. Hai să supunem și proiectul la vot. Ați votat? Ați votat? Da, corect, corect. Să supunem la vot, cine-i pentru? Proiectul privind impozitul pe total. Deci avem 11 de 11, da? Proiectul numărul 5. Raport de activitate, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului. Având în vedere că este un moment în care se construiește și suntem cu toții aici de față, de fiecare dată să ne invoc faptul că nu se știe. Și bine ca domnul Mircea, care răspunde de urbanism, să prezinte câteva date. Ca noi, în funcție de cetățeanul care în capătul dorește o informație, să o capete și de la noi în mod direct, la consilierii care sunt pe sală. Vă dăm cuvântul, domnul Gabriela. Doamnelor și domnilor consilieri, activitatea de respectare a disciplinii în construcții, autorizarea executării construcției, se realizează în conformitate cu legea numărul 50 pe 1991 republicată. Conform prevederilor legii, construcția de orice fel se pot realiza numai pe bază de autorizație de construcție, eliberată de către organe competente în condițiile legii și a respectării prevederilor legale. Autorizația de construcție constituie actul autorității administrative locale, pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor. O condiție esențială elaborarea la eliberarea autorizației este aceea cercare de urbanism și amenajarea teritoriului și a prevederilor. Exact ce vă povestea domnului primar mai înainte. În conformitate cu dispoziția articolului numărul 3 din lege sus menționată, autorizația de construcție se eliberează pentru lucrări de construcție, reconstrucție, modificări, extindere și reparația clădirilor de orice fel. La nivelul localității noastre, autorizația de construcție și certificatul de urbanism se eliberează de către primarul comunei pentru construcții și anexe gospodărești. Pentru obținerea autorizației de construcție este necesară obținerea certificatului de urbanism, la care se adaugă avizele aferente în funcție de zona unde locuiem fiecare. Și aici sunt. Putem cere 2 avizi, putem cere 5 avizi, deci care locuiesc în zona Sturgari n-a deja și este conducta de gaze metan. Noi totdeauna solicităm aviz, pentru că suntem obligați să cerem de la gaze avizi. Care locuiesc în unde sunt cabluri subterane, la telefon sau așa, cer la așa. În rest, dacă nu sunt alte avizii, alte conducte sau... Sau sunt în zona drumurilor de ține, sau drumurilor naționale. Exact. Cer avizii de la instituțiile respective. Drumuri de ține, drumuri naționale. În cazul când construcțiile sunt în sate iluminate și cetățuia brăghidii sau așa, noi cerem avizii de la EON, obligatoriu, aviz de la mediu sau, după caz, de la DSP. Pentru că am mai avut cazuri când oamenii au construit o anexă și au fost sub 10 metri și trebuia avizul lor. Dacă dumneavoastră le dă avizul, atunci nu are nicio problemă. Dacă nu le dă avizul, n-au voie să construiască.
Termenul legat de obținerea autorizației și a certificatului. Aici trebuie să precizez ce înseamnă 10 metri. Deci 10 metri înseamnă că atunci când ți-ai pus construcția pe terenul pe care s-o înființezi construcția, colțul cel mai apropiat de colțul construcției vecinului nu trebuie să fie sub 10 metri. La anexii, exact, aici era problema. O altă problemă față de vecini, de limita proprietății, dacă vrei să spui geamuri pe partea vecinului, da, trebuie să fie distanța de minim 2 metri. Sau acordul vecinului dat la notariat, pentru că ești vecin, ești de acord cu modul civil, clar, dacă un vecinul vine cu proprietar, cu construcție, vine cu această declarație dată la notariat, nu e nicio problemă. Să nu fii către dormitor. Dacă vine cu aviz de la vecin, poți să fie nicio problemă. Așa. Termenul legal pentru obținerea autorizației și a certificatului urbanism este de 30 de zile, de la data înregistrării cererii, la care se anexează în mod obligatoriu documentație, proiect de execuție, întocmit de către proiectanți autorizați, acte de proprietate asupra terenului, pe care urmează să construiască. Și aici spune titlul de proprietate, hotărâri judecătorească, moștenirii, ordinul plătitului sau orice act autentic. Așa. Dacă documentația nu este completă, noi anunțăm cetățeanul, o restituim în termen de 10 zile pentru a aduce ceea ce îi cere. Dar nu în toate cazurile se poate respecta termenul de 30 zile. Motivele fiind următoare, lipsa actelor menționate mai sus, lipsa banilor, chiar obținerea avizelor. Pentru că, știți, te duci la, să spunem, la mediu. Da, domnule, 10 zile lucrătoare și poți să te duci după 30 de zile și să spună, da, l-ați adus, normal, cum o să duci cu numărul de registrare și o găsești. Da, se mai poate întâmpla și la tine, sunt foarte multe ani și nu-l găsești. Sau chiar neglijența, domnule, la scandul timp. La obținerea autorizației de construcție, pe lângă certificatul de urmă și proiectul de execuție, există nevoie de planul catastral, de ortofotoplan. Planul de situație și planul în care are în zonă. Avizate de către oficiul de cadastru. Și carte funciară, plan catastral. Deci tot ce trebuie la o... M-am exprimat greșit aici. Deci după ce faci ortofotoplanul, planul cadastral și tot ce trebuie pentru construcții, automat se face și carte funciară. Ceea ce este un lucru foarte bun, zic eu, pentru că atunci poți să scrii în... Carte funciară, verde, fundamental, exact. Și la demolarea clădirilor este nevoie de proiect de demolare. Autorizație de demolare cu avizele aferente. Construcțiile trebuie executate din materiale durabile și ușoare, rezistente și să aibă un amplasament corespunzător. Elementul corespunzător, la ce mă refer. Deci, vedeți dumneavoastră că sunt tot fel de construcții. Una e 10 metri mai în spate, alta cu 5 metri mai în față și dă o... Exact. Trebuie să fie cam același element, să fie... Și gardurile trebuie să fie amplasate la pe același element. În anul 2007 s-a constatat o scădere a numărului de cereri privind certificatul de urbanism și autorizat de construcție. Cauza a fi lipsa banilor, actele de proprietate, pentru că acum, prin grija domnului primar și a dumneavoastră, având un pic de infrastructură, ar trebui să mai vină oamenii. Dar datorii din nefericire nu sunt date. Sunt care au cumpărat cu o hârtie de mână, nu s-au gândit că interiorul fiind intravilan ar fi bun pentru construcție. Și acum, ca să te apuci să construiești, ești nevoit să alegi după moștenitor, după proprietar, ca să poți să revii în fața notarului sau a instanței. În anul 2017 a fost adresat un număr de 5 certificate pentru certificate de urbanism și 9 cereri pentru autorizațiile construcției. S-au eliberat 12 certificate de urbanism pentru locuințe și anexe și 7 autorizații de construcții. Tot în anul 2017, împreună cu conducerea primăriei Strugari,
M-am ocupat pentru obținerea avizului la cotră și certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru proiectul. Deci aici am spus și pentru obținerea certificatului de urbanism, cele care au fost eliberate de către Consiliul Județean. Construire de grădinițe de satul Petrucica, Comuna Strugari, alimentare cu apă și canalizare în Comuna Strugari, județul Bacău, și restaurare, reabilitare și construirea grupului sanitar și a centralei tehnice Școala Petrucica, Comuna Strugari, județul Bacău. Aici pot să vă informez că la școala de la Petrucica am eliberat și autorizația de construcții între timp la fel. Deci în 2007 am fost certificat, dar am ocupat și de eliberarea de autorizație de construcții. Urmând ca autorizate la apă și canal să fie eliberate de către, să fie eliberate de către Consiliul Județean cu acordul Comunii Strugari. În interiorul, cum menționam mai sus, am efectuat un număr de 34 de controle în fiecare sat, component al comunei, pentru a verifica dacă toți cetățenii care au solicitat documentație menționată mai sus, adică pentru obținerea autorizației și certificatului de urbanism, au respectat proiectul de execuție, distanță de față de vecini, termenul stabilit în autorizație și certificatul de urbanism. Dar și pentru disciplină, pentru a depista cetățenii care au construit ilegal. Cei depistați cu construcții ilegale, li s-au făcut sistare de lucrări până la intrarea în legalitate. Cam asta, domnul Grăbat, deci, ce să vă spun, că... De exemplu, dacă eu n-am acte acolo de promotor și vreau să dau la avocat din pământ de fată să le facă casă. Pământul dumneavoastră fără acte. Corect. Deci sunteți proprietari fără acte. Acum, tocmai aici s-a prezentat faptul că fiecare dintre noi am vrea să construim, dar ne suntem îngrădiți de lege, pentru că nu avem drept, nu avem proprietatea. Proprietatea este acel document care scrie și pe l-a citit și domnul de acolo, acte prin notariat, notare cu cărare. Actul de proprietate este actul de vânzare cumpărare, hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor, actul de donație, deci actul autentic, prin notariat sau prin instanță. Clar. Bun. Acum, pentru oamenii care, cetățenii care au cumpărat cu acte de mână, cum îi spunem noi, dacă vor să construiască, îl caută pe respectivul cetățean, dacă merg la... Copii. Aveți răbdare ca să... Merg la notar cu cetățeanul respectiv, care are titlul de proprietate, și cetățeanul respectiv vă face act notarial și, în baza actul notarial, exact cum scrie acolo, plan de situație, plan de aplasare și așa mai departe, autorizat, certificat, autorizat și construit. În cazul în care nu mai există în viață, cetățeanul respectiv, aveți actul în mână, mergeți, revenim la contractul de consiliere juridică. Mergeți la instanță, dacă nu sunteți în stare să vă reprezentați singuri pentru autentificarea actului notarial, apelați la un avocat pentru ca să vă ajute să vă consilieze, o să fie un proces de autentificare, perfectare a actului respectiv prin instanță, capeți hotărârii vectorească și ala este documentul care stă la baza autorizației. Cere expertiză, faci carte funcțională? Să realizează cum se poate face voluntar. Să dovedeți, să dovedeți, practic. Nu durează nu, domnule. Nu durează un an sau doi, pentru că, dumitare, când ai făcut actul, l-ai făcut cu persoana respectivă, fiind în viața atunci, ai voi martori care sunt și acum în viață și care te pot susține, aveți răbdare. V-am spus, ascultați ca să vă povestesc. În cazul în care, sunt și cazul în care martorul au fost în vârstă și au decedat, sunt oameni care îi folosiți, îi puteți folosi martori, vecinul bucăților, care știe, da, domne, știu că n-am putut, deci sunt martori care se duc
la instanță și care vă pot susține cererea de perfectare a actului. Deci, dar nu luați ca că e o chestie foarte complicată, e o chestie simplă care se poate rezolva prin instanță în cazul în care moștenitorii nu sunt în țară. Dacă moștenitorii sunt în țară, faci apel la ei, te duci la notar și îți rezolvi problema. Dacă sunt doi moștenitori în țară și unul în afară, ăla din afară poate să dea o procură notarială la unul din frați, ca să reprezinte și pe el la perfectarea lui. Știți cum e cel mai, cel mai frumos? Se faci primii pași. Dacă ai făcut primii pași, treaba trebuie foarte frumos. Corect. Pentru, mai un pic mai înainte, spuneai că ține ani de zile. Ține ani de zile până te apuci. Cum te-ai apucat, trebuie după aia te ții. În momentul în care ți-ai pus în cap să-ți cumperi o mașină sau un tractor sau ceva, ți-ai pus în cap și ai făcut tot efortul de ți l-ai luat. Aceeași chestii trebuie făcut și trebuie să începi ceva ca să poți să ai finalitate. Am o întrebare. După eliberarea autorizației de construcții, are valabilitate dacă un construiește timp de un an sau doi, nu mai este valabilă? Domnul Mircea, domnul Mircea m-a precizat acolo. Sunt în funcție de lucrări. Poate să fie autorizația în funcție de respectiv om care vine și face cerere. Dar te spune, domnule, am timp suficient un an. Îi dai autorizație pe un an? Sau 24 de deci, ani de zile. Deci noi de obicei dăm autorizație pentru termen de valabilitate 24 de luni. Dar omul are obligația ca la, într-un an de zile de la eliberarea autorizației, la primirea autorizației, să apuce de construcții. Dacă nu s-a apucat de luni, dacă nu s-a apucă într-un an de zile... Deci, deci e clar, da? Tu ai certificatul de urbanism, după ce ți-o dat, după ce ți-o eliberat autorizația, într-un an de zile, dar nu depășească un an de zile, trebuie să te apuci. Și de acolo să cu 2 ani. Deci, tu ce am vrut? Dar, dumneavoastră, dacă nu vă apucați într-un an de zile, aveți posibilitatea să veniți la noi să avem o cerere pentru prelungire. Deci se poate și există posibilitatea asta, ca să, să nu mai fie nevoie de alte avize. Da, dar am întrebat pe mine ca să știi. Da. Și în cazul cum spunea domnul Botezatul, pe aia cu o construcție. Pe, da, bun. Noi o să trimitem o sesizare de lucruri, așa se procedează. Așa. Inspectoratul de stat în construcție când vine. Așa, ei te întreabă ce probleme sunt și nu știu ce. E normal că tu ai, le-ai înregistrat, dar te văd un pic, nu știu. Și atunci domnii vin și poți să o demolezi, ce au fost cazuri. Și bineînțeles, până când demolare și o amendă, nici nu vreau să mă gândesc, așa, la ei se vorbește de sume foarte mari. Îți face casa. Sau poate nu face. Că nu m-am văzut apucat. Și mai sunt cazuri care am văzut, cred că toți am văzut chiar și la mass media, la televiziune, când cel care a vândut cu o hârtie din mână, omul a vândut cu, sau l-a vândut părintele, copiii, peste câțiva, dar ce casă frumoasă a făcut cineva acolo? Dar ce acte are acolo? Și vine câți o dată pe pământul? Și acolo spune suma care era atunci, să spunem, de 10-20 de ori. Era o sumă mică, acum, să spunem, 20 de ani. Și acum spune, eu dau și dobândă la suma aceea, pentru că nu avem. Voi trebuie să fii... Da, nu, e ceva care nu trebuie plăcut și nici nu să ne gândim la așa ceva. De ceea ce spunea domnul primar, deci nu există să nu se poate face un act. Că de asta sunt juriști, de asta sunt avocat, de asta sunt notar, ca să ne ajute să... De asta trebuie bani. Da, dar trebuie să perfectăm când... și lăsăm și la copiii lor și ceva în regulă. Știți cum e? Că atunci, voi n-am început trăit tata și mama, dacă m-a lăsat cu bereri pe care și eu nu sunt proprietar, nici nu pot să-mi fac o dezbatere cu frații mei. Pentru că se poate întâmpla, nu știți, în cazul oricare dintre noi. Și așa e bine să lăsăm, să lăsăm ceva în urmă, puțin, dar sigur. Sunt multe cazuri. Sunt. Și vă recomandăm. Dacă cumpărați terenul, ce cumpărați? Luați oameni cu acte notariale, spuneți și la toată lumea. Luați cu acte, dacă construiești ceva, faceți cu autorizație de construire, pentru că după noi, dacă lăsăm lucrurile aiurea, ce fac copiii noștri? Deci dacă tot faceți ceva și spuneți la lume lucrurile astea, cumpărați cu acte notariale, faceți documentații cadastrale, construiți cu autorizație de construire, pentru că vorbim de interesul familiilor noastre. Protejați familia. Nu le aduce un disconfort mai târziu. Și dacă vreți să faci un împrumut, suntem nevoiți să faci. Deci, trebuie să punem ceva, un gaz, ceva, nu? Păi am casă din cărămidă. Adică problema e în felul următor. Păi, că nu e o construcție existentă. Ea fiind ca autorizație, e direct în cartea funcțională trecută și ai... Dacă exact. Făcut. Deci e un bun care se poate vedea și pe hârtie. Degeaba la în realitate, dacă nu l-ai pe hârtie. Corect. Copiii lor tăi lași o vreo concret. Îi lași o hârtie de mână,
Și dacă avem o casă bătrânească, și-am făcut atul, care au cumpărat o hârtie din mână casă și-am făcut atul notarial, e copilul, după ce îi dezbate, poate să-și facă și el pe soț acolo. E mult mai ușor. Că el așa se arată, nici nu știe la ce e cumpărat tata. Sunt situații care trebuie să-i pună la punct. Acum noi vorbim de realitate, pentru că noi care suntem aici, cred că toți avem teren achiziționat, cumpărat, sub diferite forme. Dar cel mai bine ca forma finală a actului ăsta să fie autentificat și intabulat. Pentru că mai devreme sau mai târziu, fondurile care sunt și vor să fie atrase de copiii sau de noi, ar trebui să aibă baza de plecare, cartea funciară, proprietatea. Așa s-a vorbit de fiecare dată și probabil tot sprijinul sub formă de subvenții la Uniunea Europeană, cred că noi ca țări care am venit în Uniunea Europeană și care după Revoluție din 2018, uite că n-am reușit până acum să mergem să facem să accesăm fondurile pe bază de subvenții, pe bază de proprietate. Am mers pe bază de a diferență sub altă formă. De responsabilitatea Registrului Agricol. Pentru că așa este. Dar îndemnul nostru este ca fiecare, atunci când poate, să-și facă documente. De ce vă spunem? Că Registrul Agricol e declarație. Dar nu e asta problema. Oamenii au făcut de el, că au fost oameni de bună credință. Și au strâns mâna și în regulă. Dar aia omoră între timp. Și s-ar dea nepoții, copiii sau cine știe, să spună că nu știu să nu mai fie de acord. Eu hârtia asta mă recunosc. Dacă bunicul meu era bolnav, că cine știe ce l-a păcărit. Deci are, din punct de vedere legal, are toate argumentele să te scoate de teren. Acum este o problemă. Și s-a întâmplat asta. Există cale de atac. Te duci, mergi acolo unde îți aperi dreptul, la instanță, cu martori, dar și cu cheltuială. Ar fi bine ca acea cheltuială să fie folosită pentru identificarea documentului. Dacă domnul Mircea a prezentat informarea prezentă... Vreau să spun și aici o întrebare. De exemplu, construiești o casă nouă sau eu vreau să plantez un arbor. Mă fac 2, 3, 5, 6, 7. Ce distanță trebuie să fie între vecini ca să poți să... Până cine le spune, mă uit pe vecini. E foarte simplu. Dar pe de 2 metri sunt la pomii fructiferi. Deci e foarte simplu. La arbuș fructifer. Deci, la coacă sau murii, smeltă, trebuie să ai cel puțin 50 cm, adică jumătate de metri. Și în vița de vie, vei face în jur. Și la vița de vie, la fel. Iar la pom fructifer, cel puțin 1,80 m. 2 metri. Au fost cazuri în care am fost registrat de cetățeni, ne-am consultat, vedem care este situația. Și vedem să fie foarte clar. Cum e cu picătoarea de procedură civilă, așa prevede. Deci să știți, dacă ai viță de vie bihar, nu e regulă. Dacă ai coacă, 50 cm. Nu e regulă dacă te reclamă vecin. Dacă te reclamă vecin. Nu. Acum mai este încă o chestie. Așa se prevede. Dacă vrei să pui o viță de vie și tu vrei să ai mulți ani, și eu mă împac cu vecinul meu, pot să-l pun pe hat, dar e posibil ca feciorii noștri sau cei care vin după noi ca moștenitori să nu fie de acord. Să mai fie de acord. Exact. Așa de acord. Acum, ce poți la tine? Nu mai poți. Acum, tot codul de procedură civilă și așa prevede faptul că dacă eu am un pom, nu punem copaci în curte, punem pom, dacă ăsta dau exemplu, un nuc, da? Nuc îl pui la 2 metri, dar el crește în coroană, da? Se extinde. Nu, în momentul în care se duce la vecin, eu ca și proprietar care mă umbrește sau îndăunează, consideră că îndăunează, eu pot să-l toaletez drept până sus, la ultima, da? Ca să nu îndăuneze mie. Legea, tot legea asta spune că fructele care cad pe terenul meu, în casele, fructele care cad, numai să nu fie impact. Asta am zis, că ce e impact la tine, să știți că și ea să zic. Eu așteam să-i cadă lui. Acum, e norocul lui, ce se întâmplă? Acum, să vă prezint, noi știți că... Da, nu, cum poți să rămâi, pentru că aici... Ești reprezentantul partidului. Fundația
Terzegon, din Elveția, nu știți că am prezentat-o, că ne-au prezentat și dumnealor aici într-o ședință. Ne-a prezentat nouă consilierilor, ei canalizat, ce au constatat și cum s-au consultat cu noi, cu Consiliul Local de Orientație, Consiliul Local, în susținerea financiară pentru unele acțiuni care sunt demarate la nivelul atelului din județul Bacău, printre care și a noastră. Și pentru noi era, s-a hotărât ca la școala Răchitișu să facă niște intervenții în infrastructură de acolo. Adică să ne sprijini să facem un grup sanitar. Noi inițial am prevăzut că dacă nu prevezi și nu gândești, faci aia nu-i bine. Noi acolo v-am vrut să spunem că ne încadrăm în donații care sunt de 20.000 de dolari. Da? Și am început să facem cereri. Să ne acopere, să punem geamul într-un opa, să facă izolația exterioară. Să fie la fel de clasă totul pus, adică tem cu el și la mai departe. S-a făcut o un deris de cheltuieli. S-a constatat că depășește foarte mult suma de 20.000 de dolari. Noi, prin buget, prin bugetul local, am aprobat o sumă și noi de 20.000 de dolari, adică să fie cumva suma parte pe parte. Bineînțeles că își fac calcule, se consultă cu diferiți proiectanți, cu diferiți constructori și s-au ajuns la concluzia că ei mai mult nu poate susțină, fiind în parteneriat, nici noi cu mai mult nu putem să facem așa ceva. Și atunci noi ne-am împărțit în două. Am zis, noi să facem partea noastră, ca să nu fie cheltuielile să se amestece cumva, să vină curtea de conturi, să spună, păi, ascult banii la grămadă, câți ați cheltuit acolo, acolo. Nu. Noi am hotărât să ne facem fosa septică, puțul și tot ce înseamnă până în incintă. La apa care intră în incintă și la cea care ies, adică la fosă și nu știu ce, și ei să-și facă sala cu grupurile sanitare compartimentate și pus la punct grupul sanitar. Tot ce din interior realizează ei, tot ce din exterior, la intrare în interior, realizăm și toate chestia am pus-o într-un acord de asociere. În preambul să spune că este un suport pentru infrastructura socială de sănătate și educație, fiind un proiect implementat de Fundația Terdehom. Are o durată de 24 de luni. Ca urmare a procesului consultativ derulat în Comuna Strugarea, întâlnirilor cu oameni din comunitate, copii, părinți, profesori și alți, membri reprezentativi, investiția aleasă pentru Comuna Strugarea către grupurile consultate este reabilitarea școlii din satul Răchitișu, Comuna Strugarea. Obiectul acordului îl constituie implicarea activă a părților în sensul implementării proiectului de reabilitare a școlii, inițiat de Fundația Terdehom. Ca finalitate, școala reabilitată cu toate lucrările și dotările care o urmează, va rămâne în patrimoniul autorității locale, fără nicio pretenție din partea inițiatorului proiectului, adică Fundația. Obligația Fundației constă în stabilește valoarea investiției, selectarea prestatorului sau furnizorul de servicii. Știți că atunci doamnele au spus că dacă se lasă ca această achiziție să făcută de noi, sunt termeni în legea achizițiilor și o să vină cu prestatorul respectiv cu contestații, dar ei, ca fiind privați, poate să aleagă, poate să decidă și atunci nu mai iau în mod drept. Mai este o chestie că asta executantul, când vorbești mai mult de lucrări de valoare de mare de bani, poate să-și negocieze. Poate să-și negocieze prețul. Coordonează relația dintre cele trei părți. Fundație, autoritate publică și prestatorul. Cofinanțează investiția în sumă până la 20.000 de dolari, oferă consultații de specialitate, contractează și monitorizează realizarea investiției, organizează un eveniment de inaugurare la sfârșitul finalității investiției,
monitorizează sustenabilitatea întreținerea și utilizarea, predă pentru autoritatea publică, în termen de 30 de la recepția finală, investiția. Care este obligația partenerului, pune la dispoziția clădirea, asigură prezentarea în cadrul ședinței a Consiliului Local, cum facem și astăzi, investiția care urmează să fie implementată în parteneria cu Fundația Terdemont și prevede în bugetul local pe anul 2000 suma necesară cofinanțării. Exact cum am spus, suma pe care o finanțăm noi și care mai am pus o sumă, dar se va vedea la final cât cheltuim pentru forță, cât cheltuim pentru puț și instalația electrică care este necesară, gen hidrofor și tot ce este acolo. Asigurăm noi aprobăm în Consiliul Local după ce se semnează hotărârea, venim aici să aprobăm proiectul tehnic, asigură emiterea avizilor și autorități și autorizațiilor. Noi scoatem avizile, deci banii tot se duc și aici, tot de la noi. Asigură comunitatea eficientă cu ceilalți parteneri. Suportă diferența de plată necesară pentru realizarea investiției. Dacă ei fac grupul sanitar separat de noi și o să depășească 20.000 de dolari cu 1.000, da? Diferența aia nu trebuie să o punem tot noi, în suma pe care nu ai repartizat. Și noi ne obligăm prin acordul ăsta de asociere să cerăm și chestia asta. Adică poate nu. Și eu zic că poate nu. Sprijină reprezentanții fundației noastră activităților, decontează facturile reprezentând finanțarea, adică partea noastră, asigură branșarea investiției la rețeaua electrică, gaz, apă, în funcție de specificul acesteia, colaborează la organizarea evenimentului, va organiza activități de sustenabilitate, stabilite de comun acord, nu se va schimba destinația spațiului, va asigura funcționarea și întreținerea spațiului și așa mai departe. Durata acordului, prezentul acord intră în vigoare la data semnării. Adică, noi l-am prezentat aici, ei o să ia cunoștințele faptului, le-am făcut în scris că suntem de acord cu cele stipulate, vor să facă o revenire cu semnare în funcție de data când noi am avut ședința Consiliului Local, semnăm și o să dăm drumul la investiții. Confidențialitate. Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt publice în condițiile prevăzute de lege. Alte clauze, părțile pot conveni și la alte măsuri comune pentru optimizarea și creșterea eficienței activităților precizate în prezentul acord. Prezentul acord poate fi modificat și completat în act adițional, la solicitarea oricăruia dintre părțile semnatare cu acordul celorlalte părți. Reprezentanții desemnați de părți sunt Fundația Telecom, Mara Matei, Marian Dămoc, că ei știți foarte bine că au fost aici. Din partea Comunei OAT Strugari, de regulă primarul pus. Noi l-am delegat pe domnul Mircea, este tehnician nostru urbanist, pentru fiind persoana care se țină legătura între ei și noi, pe parcursul executării investiției. Atât am văzut la urmă la conștiință. De când au fost vot, cred că au trecut un an de zile. Noi am spus că se merge la noi mai greu, dar uitați că și ei au diferite probleme. La noi au probleme de așa fel pentru grupul sanitar, la alții au cu centrale și au alte obiective care sunt comunii care au făcut investiții de câte 30-40.000 de euro. 30-40.000 de euro, dar... Deci, anacată, dacă... Supunem la vot... Supunem la vot cine e pentru proiectul numărul 5. Referitor la toaletarea care s-a început prin măsuri, de exemplu,
părinții mei, la bunica mea acolo la deal, o tăia copacii ras cu gardă, care acolo era 7 metri de drum. Așa. La biserică, la Cimitirul Catolic. Și nu s-au făcut, de exemplu, Valea Gulochilor, Panta de la Benea, unde curcă acetii. Când, domnul secretar? Era în iarnă, era foarte entuziasmat. Cu mașina, după zi, s-a făcut o grămadă de treabă. Dar, nu, concluzionez în felul următor. S-au făcut și lucruri buni și lucrurile care au depășit o leacă și limita la omul în curte. Asta. Vă permiteți să vă răspund, domnul Hangano. Da, vă rog. Noi, într-adevăr, am toaletat zona Răsfiești. Am avut și din partea comunității ajutor cu mașină, mai înaltă, ca să putem ajunge sus la unde era nevoie, de fapt. E toaletat, doar crengi am toaletat, deci n-am tăiat niciun copac. Nu, craci, în general. Da, crengile, care erau atât. Crengile sunt crengi, craci, craci. Crengile sunt crengi, craci, sunt crengi, dar nu am tăiat niciun copac. Am tăiat doar ce era în zona. A fost suficient unde s-a făcut un abuz de tăiat și unde au fost lucruri care s-au tăiat bine. Acum, o să vă rog să vedeți cum ne-a arătat în zonul abuzul ăla. Acum eu aș interveni și o altă formă. Vedeți dumneavoastră, noi suntem aici în Consiliul Local și ar fi bine să ne ajutați în demersul ăsta, pentru că atunci când se întrerupe tensiunea, curentul electric, nici curentul noi prea mai pelea dreptul, se apelează direct la primărie. Când se apelează la primărie, zice și în felul următor. Dar de ce dracu nu le tăiesc pe toți de subfirii? Ei, noi le spunem că dreptul nostru de a acționa este limita gardului drept în sus, da? Deci, limita proprietății a mea este gardul. De la limita proprietății în sus, noi putem să... Deci, bineînțeles că noi venim, sunt situații în care stâlpii de susținere a rețelii sunt în grădina omului. Deci, noi strigăm la omul respectiv, domnule, dăm un pic așa, la un metru cel puțin, de sufiri, pentru că lăstarii, acum suntem la țară, știm ce înseamnă, domnule, au o creștere de pistă la metru într-un an de zi. Și dacă nu susține și nu toaletă, eu vreau să vă spun că în cetățuia, în toată comuna, anul trecut, am defișat în toată comuna. Anul ăsta, uite, acum o săptămână de zile la Petricica, s-a dus iluminatul public. Trebuie să intervenim. Sunt persoane care au și-au plantat nuci chiar sub, în grădina lui, drept, în curtea lui, chiar sub rețea, sau chiar la 2-3 metri de la cum care rețea o perpendicular mai în curte. Dar creșterea, v-am spus, e foarte mare și dăunează. Probleme se scurge, intuitează. Cu Petricica, să vă spun. Au venit la mine de pe Bali oameni două săptămâni la rând că nu au curent. S-au dus de la curent, le-a făcut. Copacii care erau de tăiat, cine avea curent, n-au vrut să-i taie. În momentul când săptămâna asta li s-a dus și lor curentul, a făcut pac, atunci m-au sunat și au zis că suntem binevoitori să vină să-i taie. Și l-am chemat pe Adriana Lungheța și i-a tăiat. Nu suntem da. Răutări, adică nu deci suntem. Nu trebuie n-am vrea la... acolo să intrăm în conflict cu, da. Cu domnul Lazar sau cu domnul Teofil. Nu vrem să fim în conflict. Dar trebuie să ne susțineți și să facem și... Cum am discutat din codul civil, da? Cu ramura copacului. Dacă vine în partea cealaltă, vine spre drum, trece copil de acolo, ia un copil o prună, o mănâncă... Dar drum apoi este, în interesul public. Da, dar unde este loc și unde este limbi. Deci nu deranjează copaci de iată. Acolo trebuie gândit. Mai spune o problemă, dar atunci când ia copilul ăla, pruna a ajuns crac, a fost de fier și l-a prins, pruna a izbit de pământ. Iar e aici, da. Așa mai înălva să nu iei pruna. Doamne ferești, nu se întâmplă. Nu o doamne așa ceva. Au fost cadre care, într-adevăr, când copilul a plecat de la școală, o plouat așa, s-a creat un arc electric și s-a dus un inorocit de acolo. Da, o fost așa. Auzi, Doamne ferește, așa, n-am vrea să fie... Două cuvinte vreau să vă zic. La cetățuia de la Transformator către Manta, un opost Teodor Viliman acolo, sunt niște la start de frase, trecut aproape de un metru printre sări în sus. Și la prima ploaie sau la primul vânt, sare prietul. Noi toate acțiunile care le facem, le facem în parteneriat cu EON. Deci cei care vin, stau la fața locului, noi începem de fișatul, întrerupe curentul, nu se întâmplă istorie. Poate să
Sunt copii care se joacă, poate să arunce o sârmă, poate să facă o flacără. Ea îi acolo, tu, în momentul în care tai sârma respectivă sau metalul feroz din lăstar, se poate duce, scurce cu ideală, cale pe o șură sau pe un gras sau nu știu ce și ne facem. Așa omul vine, întrerupe curentul și noi nimic nu treaba. Pe atleti. Trebuie și înspre Ivechești la Părbătură, că o mașină mare, dacă merge prin Ivechești sau te întâlnești cu altă, îi sare o pe mine. Știu, trebuie o lume. Noi, deocamdată, am făcut... Noi, deocamdată, am făcut toaletare la drumurile principale, prin care este fie la Părbătură, la Pietricica, la Ivechești, unde am pentru cetățuri și așa mai departe. Am ajuns la concluzia că cei care întrețin, cei de care sunt la 416, le-am dat normă la fiecare și sunt care și-au făcut norma, sunt care mai așteaptă să mai insistăm la ei, sunt care și-au făcut-o bine, sunt care nu și-au făcut-o bine. De acum, normal, trebuie să trecem la fiecare seasă în parte și să toaletăm pe chestia asta. Și în legătură cu asfaltul, domnul primar, când se mai face reparații? Reparațiile la asfalt se vor face în funcție de facem recepția la cei 3 sau 5 ani de zile, vine executantul, credem de-a mai bune și... Acum, chiar la noi, cred că exact asta cu zâmbirea, așa, chiar la găscură, dacă o să băgea cineva o funcă, ca să mai calzi mașinii să rupă asfaltul. Este și așa. Dar acum trebuie să știm următoarea. Dacă nu o să punem în bolea din parasul sau un plenul, în bagaie, tot găurește și tot. În parte de la valii sau în parte de la lemn? Din treia, pe urmă ca da, trebuie. Acum putem să facem noi o chestie de astea. Căutăm ori să umplim bolul respectiv, așa, cu o soluție de păcuri din aia cu încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumim frumos pentru participare și vă dorim o zi bună. Vă dorim o zi bună.